am cunoscut prea multe persoane la Senectute care sunt superbe, niște modele de urmat efectiv și care mi-au dat încredere și curaj că se poate trăi foarte frumos la orice vârstă. Am înregistrări de la 3 ani și sunt șocată ce corect cântam, câtă energie aveam, cum frazam, ce dicție aveam. Am așteptat ani de zile profesorul providențial. L-am căutat, m-am dus, am încercat în stânga și în dreapta și tot nu era ce așteptam, nu era ce-mi doream. Anii, de fapt, sunt o chestie formală. Atunci când există o patalama, un act, o chestie care te obligă cumva, atunci dispare dragostea aia. Cred foarte mult că există un destin. Cred foarte mult că poți să ți-l influențezi dacă începi să te cunoști pe tine și să ajungi în interiorul tău. De fapt, asta e dragostea, e încrederea aia că nu stai cu un tâmpit lângă tine. De multe ori m-am ghidat după sentimentul ăsta interior, știi? Atunci când am făcut lucruri în viață. Și lucruri care chiar au schimbat cumva, mi-au schimbat traseul. Eu de-abia după 30 de ani am înțeles ce-i dragostea. Eu vreau să excelez în orice. Deci asta a fost de mic, am avut chestia asta. Orice făceam. Gândurile tale, chiar dacă sunt nerostite, sunt acțiune. Plac bărbații care nu erau impresionați de personalitatea mea. În România, practic, toți profesorii de canto au la bază canto clasic. Nu cred în iubirii cu vai, dar nu știu ce. Nu poate să fie tot timpul așa. Nu m-am prea gândit la altă profesie. Asta m-a atras din prima, mi-am dorit să fiu un star. Să revoluționăm arta cântatului în România. Sunt 6 puncte principale pe care trebuie să le legi atunci când cânți, ca să poți să obții sunetul centrat și perfect. Toți cântăreții din lumea asta studiază. Uită-te la Lady Gaga, care pentru prestația care a avut-o la Oscaruri a studiat 6 luni de zile în fiecare zi. Visele se împlinesc, nu contează cât de târziu. Vreau, la rândul meu, să ofer celor care vor să cânte, vor să vorbească, vor să își descopere cu adevărat propria lor voce și potențialul ei nemăsurat. Am făcut acest atelier de voce și de muzică.